Lama, lama, e vremea să împarți. Lama, lama dirigează camioane, conduce trenulețe, pilotează avioane. Bate cineva la ușă. Cine să fie? Vecina cea nouă, în vizită cu copiii. Lama, ea e Nelly Gnu. Uite, și ea are o jucărie. Doamnă, nu, un ceai ați vrea? Haideți să-l bem pe sofa. Copii, jucați-vă ca niște frați. Și, Lama, nu uita să împarți. Trenulețe, camioane, puzzle-uri, tot ce-i place. Oare fata asta nu cu ce ar vrea să se joace? Lama deschide cutia. Cu bucătăria poate? Cu mici cuburi colorate? Nelly începe să ridice o cetate. Lama, Lama încă nu trece la fapte. Nelly Gnu ziduri și scări construiește. Lama din fotoliu atent o urmărește. Nelly așează cuburile pe diverse fețe. Puffy Lama vrea și el să încerce. E un castel, fă-l solid. Puffy Lama sare peste zid. Construiește un turn, sapă un șanț cu apă. Păpușa lui Nelly se plimbă într-o barcă. Lama ar putea să facă o poartă. Parcă nu e așa de rău să împartă. Bebelușul Gnu face gălăgie. Doamna Gnu îi arată o jucărie. Copilașul plânge și dă din picioare. Mama lui crede că ar vrea de mâncare. Mămicile stau de vorbă. Bebelușul ciugulește. Ce-o face fata nouă? Ea pe unde este? Vai, dezastru! O, dita mai drama! Nelly Gnu se joacă cu Puffy Lama. Nu-i al ei, e rost de ceartă. Lama nu vrea să împartă, dar nici n-a cerut voie. Unul trage, celălalt ține și s-a rupt brațul. Puffy Lama rupt în două și devine-i fata nouă. E o urgență pentru Lama, repară-i tu brațul, mama. Îl cos și e ca nou, vă spun, dar uite ce facem acum. Îl așez pe Puffy pe trepte, să nu-l mai stricați până când ești sigur că poți să-l împarți. Nelly își cere scuze, Lama și el. Acum e momentul să se joace altfel. Poate cu tractoare? Nu prea aș vrea. Costumele îți plac? N-aș zice că da. Să ne jucăm de-a bucătăria. Să facem un tort. Nelly face amestecul, Lama se ocupă de copt. Uite, tortul de jucărie e terminat. Cu ce ar fi mai interesant de jucat? Puffy Lama nu mai e motiv de ceartă. Lama crede că e vremea să împartă. Gata joaca, le strigă mamele amândouă, dar Lama și-a făcut o prietenă nouă. Nelly se va întoarce, iar atunci chiar Lama vrea să împartă iar. Surorii mele Alice, cu dragoste. Sfârșit!